Bună seara, dragilor! Este sâmbătă seara și noi am venit să luăm brad. Am venit la Tom. Maria, vin la mami. Unde vine Maria? Am acoperit. Ce să cumperi? Bad. Bad? Stai să vină și tate. Sebe, tu s-a dus să iei un căruț. Covor, da? Hai că luăm brad, nu ne trebuie covor. Ce pufos e ăsta alb? Da, și ăsta. Și ăla roz, da. Și ăsta. Mhm. Hai, vin la mami. Ce bădeagă, da? Ce nu? Dar ăsta de ce-i? Ce-i unul, cum ar fi unul 90, 2 metri. Da-i bun, și așa. S-a trezit? I wish I could stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. One day we will look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese. Hai pe canapea. Am arătat bradul după ce l-am terminat de făcut. Cam așa arată.
foarte frumos și foarte mare. Este brad natural. Anul ăsta am vrut eu brad natural. Este foarte, foarte mare. Este cam mare pentru sufrageria noastră. Pune-l pe pat, Maria Antonia, că e greu. Este cam mare pentru sufrageria noastră, dar eu am vrut un brad mai mare la anul ăsta. Este foarte frumos și am făcut și câte o ciocolată caldă mie și Antoniei, pentru că Maria doarme. Și Iosif l-am adormit, dar s-a trezit. Uitați cum el vrea să se dice. Ce faci, măi? De ce te-ai trezit? Ea era în margine la pat. Era, da, era la margine. Și era trezit. Noroc, ne-am dus. Ia, ciocolată caldă. Lasă că acum nu cade. Stai, stai să n-o dăm jos. Ți place? Să pleci, măi. Unde vrei să pleci, măi? I-am făcut băiți, i-am dat să papi, am zis că doarme, dar s-o trezit. Opa-la! Bună dimineața, dragilor! Astăzi este marți. Eu am început acest vlog de sâmbătă seară. Am filmat un pic sâmbătă, un pic duminică. Ieri nu am filmat nici măcar o secundă. Și m-am gândit astăzi, hai totuși să termin acest vlog sau să-l închei, să fac ceva cu el. Pentru că dacă mai trec câteva zile, o să-l șterg și nu o să-l mai postez. Dar, na, am zis că astăzi este un pic mai bine ca ieri. Ieri Iosif a fost foarte, foarte mufturos. Sunt foarte obosită, nu dorm nopțile, nu doarme Iosif ca lumea, îl supără dinții. Dar nu mai ies, nu știu, de câteva săptămâni tot mufturos e. Sebi la fel de obosit, suntem amândoi obosiți. Sebi cu tura de noapte, ne-a dat peste cap pe toți această tură de noapte. Sper să termine odată, l-a pus toată luna decembrie de noapte, exact când avem treabă și da. Dar o să treacă și această perioadă. Trebuie să mă duc la el că mărie. Acum vreau să strâng un pic prin casă, să fac ceva de mâncare și da, ne auzim mai târziu. Îi place să-l las pe jos. Dacă Leo acum plânge numai. Ia uitați cum face. Doamne, unde pleci, mă vezi? Mi-e frică că vine în cap. Direct în cap te duci. L-am luat mai înainte și a început să plângă din numai. El vrea să râdi și în picioare. Ce ai făcut cu bluza aceea, mă? Ți-ai tras bluza, mă? Stai, mă, nu fă scheme din astea, mă, stai jos, mă. El vrea direct în picioare să râde și eu n-am văzut așa ceva. Dar mergi, mă, cacățelul, mă, nu așa, mă. Tu crezi că pleci direct în picioare? Stai, că uite și-a făcut cu bluza, o călcat pe bluză. Unde vrei să ajungi la brad? Aha, hai. Mergi, cacățelul, nu, că nu poți să te râdești în picioare. Te-ai enervat? Stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. One day we will look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. But the past remains the past. Pus un pic în scaunel, dar nu știu dacă o să steam 10 minute, că e tare nervos, e supărat tare. Sper să steam măcar 10 minute. Nu, nu, nu.
Am aranjat un pic patul fetelor, bineînțeles cu Iosif după mine. Așa-i. Au, nervosule. Nervosule. De ce ești nervos? Gângă. Am venit să scot hainele din mașina de spălat. Asta e a doua mașină pe care o bag. Și bineînțeles, Iosif tot după mine. Mă păzește la ușă. Na, că ai dat-o jos. Și eu vreau să vă arăt că curăț mașina de spălat cu oțet. Pun oțet și îi dau să se spele o tură așa goală, doar cu oțet, să o dezinfectez. Asta folosesc eu la mașina de spălat. Din când în când și calgon, doar acum nu am mai cumpărat calgon. Și pun așa oțet și îi dau drumul să se spele, fără haine. Da, scot hainele și mă duc să fac mâncare. Gata, l-am adormit pe Iosif. Acum fac ceva de mâncare. Și voi face așa, am pulpe de pui. Le voi pune la prăjit cu un pic de ceapă și mămăligă. Asta voi face acum la prânz. După ce pun pulpele la făcut, am să frământ și pentru două pâiniți. E mai bună pâinea făcută în casă ca cea din magazin. La fete îmi place mult mai mult pâinea făcută în casă. Imediat trebuie să-l trezesc pe Sebi să plece după fete la școală și la grădiniță. La noi este un frig afară, foarte frig. Azi noapte cred că a fost minus 6 sau 7 grade, dacă nu mă înșel. Foarte, foarte frig. Este și acum afară, tot așa minus vreo 3 grade cred că sunt acum. Minus 3 grade. Și s-a anunțat ninsoare iarăși, dar văd că nu ninge încă. Mi-am mai revenit și eu. Azi dimineață, pam, aveam o față și un somn de nu pot să vă descriu. Acum mi-a revenit, am băut două cafele, una la 6:30 și una pe la 8:30. Și sunt mai bine acum, am alt chef de treabă. Dar azi dimineață nu pot să vă descriu ce stare aveam. Stăteam aseară și vorbeam așa cu mine și mă gândeam, oare de ce mă plângeam eu când o aveam doar pe Antonia? Că mă plângeam și atunci, că e greu. Dar acum stăteam aseară și mă gândeam, oare de ce mă plângeam? Că nu era greu deloc. Adică când ai un copil, este greu, dar nu așa de greu. La a doilea este și mai greu, dar când ai trei, deja este foarte, foarte greu. Și când o aveam pe Antonia, chiar aveam timp să fac și mâncare, și curățenie, și aveam timp chiar să dorm cu ea la amiază, aveam timp să ne plimbăm, aveam timp de toate. Acum nu mai este chiar așa. Este mai greu. M-am obișnuit și acum să nu îmi mai cer atât de multe să fac într-o zi. Că eu așa sunt. Vreau să fac totul într-o zi. Adică să am și curățenie și mâncare și tot. Dar acum, dacă reușesc să le fac, le fac. Dacă nu, nu. Cu trei copii și mai ales când ai și la școală, trebuie să te ocupi. Când vine Antonia acasă, trebuie să facem lecțiile, să citim și nu este așa de ușor când ai trei copii, dar este și frumos. Da, acum pun repede să fac mâncare și imediat vin fetele de la școală. Mâncăm, strângem pe aici, facem lecțiile și tot așa. De ce plângi? Ți-am spus că-ți dau, dar fără să plângi. Mulțumesc. Plăcere. După masă, atât. Ce jucărie? Nu, eu vreau doar geleu. Nu sunt geleuri. Ce face? Dar dă-i lapte, ca lumea, nu-i ține așa. Că îl ții într-o parte. El se râde la tine. De să mi
mișcă doar. Ce faci? Mică, nu-i laptele. Nu-i place? Nu. Sau nu mai vrea? S-a săturat. S-a săturat. Nu poate avut. Este plin. Uite cât a... Uite cât a avut Iosif. Cât a burtă are, nu? Da, uite cât e plin. Da. Dragilor, eu am să închei, cred că aici, acest video de vreo 3 zile. Maria, după cum vedeți, îl hrănește pe Iosif. Da. Antonia a plecat la mama, a venit de la școală și a făcut lecțiile și a plecat la mama. Și eu acum vreau să-l adun pe Iosif și să editez acest vlog. Să ajut pe mama, ea nu poate. Mă ajuți? Da. Mulțumesc. Eu mă tragi. Te tragi de bluziță? Nu, mă tragi de bluză. Ce face bebele asta? Ce face? Bebele asta face el singur. Bebe, ce faci? Ce faci? Se dă așa. Doi mâni. Așa bea, doi mâni. Așa bea? Da, doi mâni. Cu două mâini. Doi mâini. Hai, spune acum, spune pa la lume. Pa. Spune pa. Pa. Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați, iar noi ne vedem curând cu un nou vlog. Pa. Like. Like. Spune pa, Iosif. Pa.